Firmele care repară străzile din București și-ar fi împărțit frățește contractele prin licitații trucate. Aceasta este bănuiala Consiliului Concurenței, care a și deschis o investigație astăzi. Vizate sunt aceleași firme care s-au ocupat și de dezăpezirea în această iarnă. 11 companii și-au împărțit 1,7 miliarde de lei valoarea contractelor pentru asfaltarea străzilor din cele 6 sectoare ale capitalei. Licitațiile ar fi fost doar de formă. Suspiciunea noastră este dacă ei își împart loturile, ei se înțeleg ca unul să câștige și atunci ceilalți fac oferte cu prețuri mai mari pentru contractul respectiv. Și se rotesc la alt lot, se rotesc. Altul vine cu oferta mai mică care câștigă și ceilalți vin cu oferte mai mari. Unul dintre consilierii locali dă vina pe primar pentru numirea conducerii administrației străzilor, instituție care a semnat contractele cu asfaltatorii. PDL București îi cere lui Sorin Oprescu să demită conducerea administrației străzilor și să organizeze un audit. Doamna Alina Romana, părăsit Partidul Democrat în urmă cu 4 ani de zile, cu aproape 4 ani, Doamna Alina Roman a fost director economic, mi se pare, al acestei instituții și a fost numită director general de domnul primar Sorin Oprescu. Patronul uneia dintre societățile anchetate spune că verificările Consiliului Concurenței n-au avut niciun rezultat. La noi au fost, au verificat, au plecat, n-au găsit nimic, că chiar nu am niciun fel de înțelegere, n-au avut și nu facem așa ceva, nu se pune problemă. Noi avem niște contracte câștigate de problema domnului Videanu, care unul merge, altul este oprit. Printre companiile investigate se numără și societățile care se ocupă de dezăpezirea drumurilor naționale. Este vorba de Tehnologica Radion a lui Teodor Berna, Delta ACM93, patronată de Florea Diaconu, și Euroconstruct Trading 98 a lui Dan Beșciu și Sorin Vulpescu. Aceștia au câștigat contracte de sute de milioane pentru întreținerea șoselelor și autostrăzilor din România. Jurnalistul Dragoș Pătraru este în legătură telefonică directă cu noi chiar acum, să vedem ce înseamnă această bănuială a celor de la Consiliul Concurenței, cum că s-ar fi înțeles cei care ridică zăpada, care fac tot felul de servicii pentru cetățean. Bună seara, Dragoș! Rozuna! Cum vedem această bănuială? Cum să o definim? Nu știu, atât timp cât nu e implicat o instituție a statului, gen DNA, care să poată să comande, știu eu, ascultarea telefoanelor, să-i monitorizeze pe reprezentanții acestor firme, nu mi se pare o acuzație foarte gravă. Mai degrabă, în opinia mea, scriu de peste 10 ani de astfel de înțelegeri, e vorba de un avertisment, pentru că firmele de construcții în general și asfaltatorii în special se înțeleg foarte bine și e suficient să iei toate documentațiile de la licitații și să vezi că acolo unde apare o firmă nu apare alta, sau că acolo unde una apare cu preț foarte scăzut, alta apare cu preț foarte mare pentru a asigura câștigătorul licitației și așa mai departe. Deci astfel de lucruri se fac. Ba chiar PTL-ul pot să spun că a încurajat astfel de înțelegeri între firmele românești. De ce să fi încurajat? Mi-aduc foarte bine aminte, în urmă cu vreo 2 ani, aproape 3, era în 2009, Roberta Anastase, a fost un scandal foarte mare la Ploiești, eu am scris o anchetă și s-a anulat de vreo 2 ori licitația pentru întreținerea străzilor din Ploiești. Și a fost o dezbatere la care au participat asfaltatorii, iar doamna Roberta Anastase a venit și le-a spus: domne, asociați-vă, participați împreună la licitație și o să câștigați. Erau niște condiții absurde în unele locuri. Și li s-a spus: asociați-vă și participați. De fapt, la autostrada București-Ploiești-Petronsonul-Moara-Vlăsiei-Ploiești, există o asociere formată din firme românești, nu? Spedișe nume de Paco Internațional, Euroconstruct 98 și Comaxa. Și ce deci este firmele... rău în asta? Nu, eu nu zic că e rău, dar vine cu Consiliul Concurenței și spune: domne, îi suspectăm pe ăștia că se înțeleg între ei. Normal, ei lucrează între ei, își dau utilaje de la unii la alții, participă la licitații împreună și e normal să respecte niște zone de influență care sunt foarte bine cunoscute în lumea constructorilor. Ei știu
foarte clar, eu am stat de vorbă de zeci de ori cu reprezentanții acestor firme și ei spun, da, normal, mergem acolo, dacă e unul dintre noi mai aproape, normal că el are un preț mai bun și are o bază în orașul respectiv sau în apropierea orașului respectiv și scoate un preț mai bun. Și atunci noi mergem doar să-l ajutăm să câștige licitația. Lucrurile astea se întâmplă. Nu știu cum ar putea Consiliul Concurenței să sancționeze. Să dovedesc că sunt și ilegale, am înțeles. Rămâi alături de noi, te rog, pentru că am vrea să comentăm și alte idei venite din partea guvernanților. Guvernul împarte preferențial mașinile confiscate de fisc. Autoritățile de lux confiscate și nevândute au ajuns la primăriile PDL și UDMR din țară, majoritatea la Cluj. În total, în 2010 și 2011, guvernul a împărțit aproape 140 de mașini, BMW, Ford, Mercedes sau Audi. Primăria Cluj a primit această mașină gratuit în urmă cu un an. Este o mașină de lux, dar reprezentanții instituției spun că nu o folosesc prea des, decât atunci când este nevoie la anumite intervenții de un autoturism 4x4. Se și vede acest lucru pentru că mașina, am găsit-o aici în parcare, are un strat gros de zăpadă și este destul de înghețată. Ministerul de Finanțe poate da bunurile confiscate instituțiilor publice dacă nu există cumpărător la licitațiile organizate pentru vinderea lor. În ultimii ani am primit două solicitări de la Ministerul Finanțelor pentru a prelua în administrare bunuri mobile din parcul de produse provenite din urma confiscărilor. Este vorba de o dubiță marca Citroen și o mașină marca Mercedes 4x4, o mașină de teren. Și trei primării PDL din județul Maramureș au primit gratuit din partea guvernului mașini de lux. Primarul din Cupșeni conduce o mașină de teren Nissan Terrano Full Option, de care e tare mândru. Are două trepte și prin față, la mic și la mare. Nu prea mă pricepe, zice că parcă cuprajul al doilea la mic sateliți și știu ce. Din cele 138 de autoturisme împărțite de fisc în 2010 și 2011, 25 au mers către Ministerul Internelor, iar 15 la parohii și mănăstiri. Multe primării PDL și UDMR din țară s-au bucurat de autoturismele de lux. Dragoș Pătraru, aici, în situația mașinilor împărțite prin țară, bineînțeles către cei aflați la putere, este ceva ilegal sau doar imoral? Cu siguranță e ceva imoral și ilegal rămâne de văzut. Acum e foarte interesant cum am auzit-o pe doamna de la Cluj spunând am primit două solicitări. Cum vin solicitările astea? Solicită cei de la fisc. Știți, ne-am gândit că la Cluj ar sta extraordinar două mașini astea de teren și vrem să vi le dăm dumneavoastră, că am înțeles că aveți niște șoferi care au grijă de aceste mașini. Asta e niște tâmpeni. Bineînțeles că își împart, cine împarte, parte își face și băieții își împart autovehicule, dar fiind vorba de Ministerul de Finanțe, se împart mult mai multe lucruri. Acolo e vorba de bani foarte, foarte mulți. Astea sunt așa. În loc să trimită mașinile astea în zone unde într-adevăr este nevoie de ele, ele sunt trimise la Cluj. Ce nevoie are primăria Cluj de o mașină de teren? E o prostie. Dar ce crezi, dacă ceilalți câștigă alegerile, nu știu, o să ceară mașinile de la Cluj și o să le ducă, știu și eu, poate la Iași sau la Constanța, nu? Unde este administrație PSD? Nu, că mașini vor fi confiscate în continuare și le vor da lor. De asta alternanța acestor băieți la putere nu poate să fie decât benefică pentru localitățile care primesc, e adevărat, alternativa, așa, tot felul de bunuri de astea. Nu, e, până la urmă nici nu pot fi acuzați, dar e o problemă, apare aici o problemă atunci când aceste mașini sunt folosite prin campaniile electorale, prin, noi am filmat de zeci de ori mașinile Ministerului Administrației și Internelor care participă la campanii electorale prin județ, din care se împart tot felul de cadouri și sunt foarte multe astfel de mașini care în ziua votului sunt foarte utile. Duc alegătorii la vot, cară, tot felul de cadouri și așa mai departe. Și atunci, normal că lucrurile capătă și o tentă ilegală. Dragoș Pătraru, mulțumesc pentru toate aceste comentarii. Mergem mai departe.
Fostul șef al Transelectrica, Horia Hăhăianu, ar vrea să revină la conducerea companiei, dacă îl mai vor guvernanții. Acesta regretă că s-a grăbit să-și dea demisia de onoare, dar spune că nu a putut reacționa altfel după ce a aflat că premierul a cerut să fie demis. Motivul invocat de primul ministru pentru schimbarea lui Hăhăianu a fost declarația acestuia, potrivit căreia în orele de vârf nu sunt resursele necesare pentru acoperirea consumului de energie și pentru export. Dacă guvernul ar fi de acord, v-ați dori să reveniți înapoi pe funcție? Sigur că mi-aș dori, pentru că am pus suflet și am muncit în cadrul acestei companii. Dacă asta s-ar întâmpla, mi-aș dori lucrul ăsta. Și prima decizie a fost o reacție de moment la informația pe care l-ați aflat despre intențiile guvernului. A fost o reacție de moment și întotdeauna în situații de criză pot apărea asemenea situații. Horia Hăhăianu ar putea, conform contractului, să revină asupra deciziei și ar putea fi demis doar dacă s-ar dovedi că a fost un manager slab. Însă Transelectrica a avut în 2011 un profit de 21,9 milioane de euro, de aproape 10 ori mai mare decât în 2010. Horia Hăhăianu a mai declarat că va anunța în curând ce decizie va lua. Se va lăsa dus de la șefia Transelectrica sau va încerca să revină în funcție. Și rămânem tot în zona energiei electrice. O nouă pană de curent a lăsat în beznă în această seară mai multe cartiere din capitală. Este vorba de Alba Iulia, Cotroceni, Colentina, Ferentari și Titan. Enel a anunțat că lucrează la remedierea avariilor, dar a atenționat că în multe cazuri energia electrică va reveni după miezul nopții. O altă pană de curent a avut loc și ieri seară. Mai multe zone au rămas fără energie electrică din cauza unei avarii la instalațiile Transelectrica. Nemulțumiți de faptul că echipele Enel întârziau cu reparațiile, zeci de oameni au blocat pentru scurt timp șoseaua Petricani. Și coșmarul locuitorilor din Mangalia continuă. Ei stau de 3 luni în frig și, deși ieri primăria a reziliat contractul cu firma distribuitoare de căldură, iar directorul societății a fost arestat pentru abuz în serviciu și șantaj. Angajații de la firma de termoficare au stat astăzi pe lângă ușile sigilate ale societății la care lucrează. Ei au venit la serviciu și au găsit toate ușile închise, după ce ieri primarul a reziliat contractul cu firma distribuitoare de căldură. E tura lor care trebuia să vină la servici. Nu s-a putut intra în centrale termice pentru că sunt sigilate. Este sigilat totul și nu avem cum să intrăm. Altceva ce să vă spun. De către cine a fost sigilat? De către primărie. La doar câteva ore după ce contractul a fost reziliat, directorul firmei a fost arestat sub acuzația de șantaj și abuz în serviciu. În tot acest timp, oamenii din Mangalia nu mai suportă frigul din case și nu mai cred nimic din ce spun autoritățile. Am murit în casă. Foarte greu! Păi am noroc că mă duc la serviciu o seară, dar una nu. Și mă încălzesc acolo. Soția vine seara târziu la 12 să bagă în pat și să culcă. Și asta e. E îngrozitor, e groaznic. E un calvar, e un chin prin ce trecem. Toate hainele, toți pereții sunt plini de mucegai în case. Avem sac de dormit. Vă arăt și sacul cum îl băgăm complet în sac și îl băgăm în suplapumă, că nu poate să doarme în pătuțul lui. Așteptă să se încălzească. Da, deci nu cred, nu mai credem în promisiuni. Viceprimarul a mers la primul ministru pentru a-i explica întreaga situație de la Mangalia. El spune că vrea fie obținerea unei derogări de la legea privind achizițiile publice, fie alocarea din fondul de rezervă de stat a unei cantități de 2500 de tone de combustibil.